Da, deci, stimați colegi, stimați cetățeni, sunt Octavian Zelinski, vicepreședinte al Raionului Anienii Noi, exponent al platformei DA, membru al Ligii Aleșilor Locali ai platformei DA. Am invitat aici presa pentru a da citire unui comunicat de presă al Ligii Aleșilor Locali, pe care o reprezentăm aici cu toții președinți și vicepreședinți de raioane din Republica Moldova. Vă mulțumim pe această cale pentru disponibilitatea domniilor voastre și în legătură cu cele întâmplate acum câteva zile cu colegul nostru, domnul vicepreședinte de la Sângerie, domnul Tutunaru, avem a comunica următoarele. Liga Aleșilor Locale platformei DA își exprimă profundă revoltă și indignare cu privire la atacul produs acum două zile asupra colegului nostru, domnul vicepreședinte al raionului Sângerei, Tudor Tutunaru. Atacul banditesc, prin stropirea cu verde de briliant în față și în ochi, comis de câțiva indivizi care purtau însemnele partidului condus de Gheorghe Cavcaliuc, este un semnal că în Republica Moldova, în plin secol 21, sunt încă aplicate metode specifice anilor 90. Aceste metode violente și mafiote au drept scop intimidarea noastră ca partid veritabil de opoziție și constituie o sfidare la adresa statului de drept și a democrației în principiu. Ne exprimăm regretul că la câteva zile până la acest atac mârșav, în spațiul public a apărut postarea instigătoare la ură a unui ales local din raionul Sângerei. Nu excludem că anume această postare publică pe o rețea de socializare a și servit drept pretext pentru atacul la adresa domnului Tutunaru. În prezent, colegul nostru Tutunaru este internat în spital cu arsuri grave, iar starea lui e una îngrijorătoare. Dânsul riscă să-și piardă vederea și aceasta este grav. Ne întrebăm cu toții, cine din aleșii locale ai platformei DA va urma? E cazul oare să ne temem pentru sănătatea și viețile noastre, așa cum o făceau în perioada lui Plahotniuc? Eu nu aș vrea. E cazul oare să închidem ochii, poate și gurile, la derapajele antidemocratice care continuă să se producă în Republica Moldova, inclusiv după alegerile din noiembrie 2020? Nu! Nu e cazul și noi, platforma DA, nu o vom face. Nu am tăcut în anii 2015-2019, nu vom tăcea nici acum. Cerem insistent pe această cale organelor de drept să ia măsuri dure cu făptașii, dar și cu instigatorii. Cei ce incită la ură nu sunt cu nimic mai buni decât cei ce comit atacuri și violențe. Îl asigurăm pe această cale pe colegul nostru, Tudor Tutunaru, de întreaga noastră susținere, iar pe ceilalți circa 1000 de primari, consilieri locali, raionali, președinți, vicepreședinți de raioane ai platformei DA din toată Republica, îi asigurăm de faptul că nu vom mai tolera asemenea nelegiuiri. Vă mulțumesc! Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, suntem în fața dumneavoastră, cum spunea și colegul, o parte din aleșii locali, președinți și vicepreședinți de raioane din partea platformei Demnitate și Adevăr. După cum ne vedeți, suntem și noi muritori de rând. A fi ales local nu înseamnă a fi mesia, nu înseamnă a fi nici dolar, nici ciocolată, ca să placem tuturor. Avem niște atribuții ale funcțiilor și în fața sunt organele supreme în fața cărora portăm răspundere pentru tot ceea ce facem. Condamnăm cu vehemență atacul, cu premeditare, cu bună știință, care a fost făcut asupra colegului nostru Tudor Tutunaru, vicepreședinte al raionului Sângerei. Democrația este bună, însă are niște limite. E grav. Dacă un partid decide să se conducă de legea junglei, îi îndemnăm să-și caute alte teritorii. Moldova are nevoie de oameni care au curaj să se bată cu infractorii și nu infractori care au curaj să se bată cu aleșii locali. Vă compătimim. Fac apel către colegii noștri din teritorii să nu se sfideze și să ne comunice asemenea fapte ispravnice pentru a lua atitudine. Și totodată îndemnăm și alte ligi a aleșilor locali să-și manifeste dezacordul pentru a combate asemenea fenomene. Atât am avut a vă comunica, dacă sunt întrebări, stimați reprezentanți ai presei. Vă mulțumim! Vă mulțumesc!